Problemele de sănătate mentală au devenit la fel de comune ca cele de ordin fizic. Prin urmare, nu ar trebui să privim cu dispreț pe cineva care suferă de demență, psihoze sau orice alte tulburări ale creierului. Înainte de toate, vreau să-ți spun că eu nu sunt medic și nu dau sfaturi medicale. Orice decizie în privința sănătății tale, ar fi bine să o iei împreună cu un medic. Ia următoarele idei doar ca pe niște informații. Hai să începem. Este o greșeală comună a oamenilor să nu ia în serios problemele de sănătate mentală. De fapt, multe tulburări psihologice sunt vindecabile dacă luăm măsuri de la primele semne. Cu toate acestea, este supărător modul în care oamenii tratează problemele de sănătate mentală ca fiind inferioare în comparație cu problemele de sănătate fizică. Schizofrenia. Cel mai interesant fapt despre schizofrenie este că nici măcar nu vei ști că ai boala. Este una dintre acele tulburări rare ale creierului în care persoanele afectate încep să halucineze sau să vadă lucruri pe care alții nu le pot vedea. Și partea cea mai gravă este că victima abia își dă seama că suferă de tulburare. Chiar dacă nu există un tratament adecvat, este o boală complet tratabilă. Întrucât există aproximativ 20 de milioane de oameni care suferă de aceasta în întreaga lume, ar trebui să luăm această tulburare mentală în serios cât mai curând posibil. Depresia. Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări psihice care poate fi genetică, ceea ce înseamnă că o poți moșteni ca trăsătură din gena familiei tale. De fapt, dacă tatăl sau mama ta a suferit de depresie cronică, ești mai probabil predispus genetic să o ai. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, se estimează că 264 de milioane de oameni sunt afectați de un anumit grad de depresie. Și în acest sens este interesant de subliniat că femeile sunt afectate de aceasta mai mult decât bărbații. Tulburarea obsesiv-compulsivă sau TOC. Tulburarea obsesiv-compulsivă este una dintre acele tulburări mentale care se manifestă mai ales în anii adolescenței. Copiii de până la 7 ani pot fi de asemenea diagnosticați cu această problemă. Cu toate acestea, este posibil să nu înțeleagă cauza iritației lor față de murdărie sau ordinea obiectelor. Este interesant de observat că fiecare student care studiază la școală, facultate sau universitate poate fi la un moment dat diagnosticat cu această tulburare. Cercetările academice au arătat că este mai frecventă la vârsta de 19 ani decât la adulți. Adolescenții, băieți și fete suferă de obicei de agitație atunci când sunt expuși la germeni, murdărie și adesea aranjarea greșită a obiectelor. TOC este o afecțiune cronică. Prin urmare, nu există un remediu pentru TOC. Cu toate acestea, un tratament adecvat poate reduce această tulburare la un minim acceptabil, acolo unde nu interferează în viața de zi cu zi. Tulburarea de stres post-traumatic, PTSD. PTSD este una dintre cele mai traumatizante tulburări mentale. Și faptul interesant despre această tulburare este că poate dura câțiva ani până când simptomele să apară. Oamenii experimentează traume după un accident sau un eveniment traumatic. Toate acestea, această traumă poate fi uneori confundată cu tulburarea de stres acut. De aceea se obișnuiește ca medicii să sugereze pacientului să aștepte cel puțin o lună sau două. Atunci și numai atunci se poate diagnostica pe deplin o persoană ca având o astfel de tulburare. Există de asemenea diferențe în ceea ce privește simptomele bărbaților și femeilor. În cazul femeilor, simptomele lor includ evitarea lucrurilor care declanșează amintiri teribile, dar bărbații apelează adesea la alcool și substanțe interzise pentru a-și suprima furia. Tulburarea bipolară. Tulburarea bipolară este o tulburare mentală amenințătoare în care pacientul experimentează când starea maniacală, când starea depresivă. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor o confundă cu o depresie normală. Peste 45 de milioane de oameni din întreaga lume au această tulburare mentală. Există tratamente eficiente disponibile pentru faza acută a tulburării. Acestea pot împiedica pacientul să intre în recidivă. Sprijinul psihosocial îmbunătățește și tratamentul acestei tulburări mentale. În concluzie, problemele de sănătate mentală au devenit la fel de comune ca cele de ordin fizic. Prin urmare, nu ar trebui să privim cu dispreț pe cineva care suferă de demență, psihoze sau orice alte tulburări ale creierului. Odată cu apariția tehnologiei moderne, avem
mult mai multe informații despre tulburările mentale decât generația anterioară. Deci, lecția pe care o poți lua din acest video este faptul că fiecare tulburare mentală este unică în felul ei. Prin urmare, cu toții ar trebui să abordăm fiecare dintre aceste tulburări cu cea mai mare seriozitate. Lasă un comentariu dacă mai știi și alte fapte interesante despre tulburările mentale și nu uita să te abonezi și să dai și un like acestui video.